Să vă mai spun un secret? Usturoiul negru a fost timp de secole cheia longevității asiaticilor, iar procedeul obținerii sale, să știți că a fost păstrat cu sfințenie de coreni până aproape de zilele noastre. De curând, unul dintre fermieri, să știți, s-a hotărât să descopere rețeta magică a acestui usturoi și are producerii sale și astfel, să știți că a obținut un fel de usturoi negru care nu are același miros, dar are aceeași aromă. Nu are izul acela specific pe care îl cunoaștem, are de 9 ori calitate vindecătoare. Haideți să-l cunoaștem chiar acum. V-am promis subiecte interesante și de data aceasta vin cu usturoiul negru. De unde provine acest usturoi? El provine din Coreea. Am reușit să-l aducem acum 2 ani. S-a climatizat. Arată ca și dimensiune, ca și, este are o căpățână, ca și usturoiul nostru normal. Da. Iar este singurul usturoi care poate fi pus la procedeu. Ăsta este un procedeu, trebuie ținut la o temperatură și o umiditate constantă timp de 4-5 de zile și încetul cu încetul devine negru. Dar unde trebuie ținut? Este o cameră specială. Este o cameră specială. Se ține în camera respectivă, trebuie ținut la umiditate, cum a spus, constantă tot usturoiul. După ce a fost recoltat. După ce a fost recoltat, da. Iar încetul cu încetul el devine negru, cățelul, și toate proprietățile usturoiului cresc de 8-9 ori. Dar stați puțin, inițial ce culoare are? Inițial are culoarea albă, dar prin procedeu de umiditate și temperatură constantă se închide la culoare. Și ce este mai fantastic este că mănânci usturoi și mai mult și usturoi. Asta deci de fapt, nu are gustul acela. Sigur, și foarte pregnant. Sănătos, da. De 8 ori toate proprietățile usturoiului cresc. Deci sunt multiplicate inclusiv aceste beneficii ale usturoiului. Inclusiv. Să spunem că nu avem, din păcate, în acest moment căpățâna de usturoi, dar domnul Florin Sandu a făcut o pastă de usturoi, a obținut pur și simplu din presarea usturoiului exact. La rece. Faptul că am avut produse care nu arătau estetic, alea le-am transformat în pastă. Acum, anul ăsta, încercăm usturoiul ăsta trebuie să-l aclimatizăm. Bun, l-ați adus acum 2 ani. În ce cantitate? Am adus 100 de kilograme. Ce ați făcut cu ele? L-am plantat, noi avem o mică seră, l-am plantat acolo, experimental. Experimental. Ce rezultate ați avut? 20% au ieșit. Așa. După cât timp? După 3 luni. După 3 luni. Da. Are nevoie de o temperatură mai ridicată puțin și mai multă lumină decât avem noi, dar încetul cu încetul am reușit. Anul ăsta sperăm să obținem mai mult. Da, din an în an încercăm să ameliorați produsul. Spuneți-mi, în forma asta, cât timp se poate conserva, se poate menține? La frigider, conform coreenilor, dacă este ținut la o temperatură, cum e frigider, 4 grade, poate fi ținut 2 ani. 2 ani? 2 ani, da. Excelent, excelent. Nu are nevoie de conservanți, nu are nevoie de nimic. Este fantastică, mai poți să mănânci usturoți. Promovați acest produs în deocamdată nu vindem până nu reușim să o obținem la fel ca la cartoful meu, dacă vă să spun, să obținem o producție constantă și... Ce producție spera să obțineți anul acesta? Da, ca la... măcar să creștem cu încă 10%. Asta este ținta, targetul. Da. Sperăm că am, eu știu, în 3-4 ani să reușim să transformăm și usturoiul negru într-o marcă de succes. Se știe despre acest usturoi, restaurantele, sunt oamenii care lucrează în domeniul ăsta? Foarte puțin prin Europa, foarte puțin prin Europa și mai mult în Asia și în America. Uh-huh. Seamănă cu un majun ca și consistență, gustul o să vedem. Probabil că are gustul totuși de usturoi, da, nu spuneați? Are un gust profund și... undeva la urmă rămâne și un pic de gust de precum balsamic, așa. Un miros dulceag? Da, este și un pic dulceag. Ce ne mai puteți spune despre această pastă de usturoi? Cum poate fi ea consumată? Cu ce o asociați?
cu cărnuri în principal, dar și cu pește, bineînțeles. Da, se potrivește. Da, da, merge făcut și mujdei, merge făcut... merge făcut... acum, eu v-am zis, nu prea mă pricep foarte bine la bucătării, dar bucătari cu aplecare și cu experiență, da, către produse de calitate, pot face o groază de lucru cu el. Așa este, cu siguranță o să-l descoper și eu în curând. Ați adus cartoful mov, ați adus usturoiul negru, mai aveți și alte planuri? Nu, deocamdată nu. Deocamdată nu. Vă mulțumesc foarte mult și merită încercat. Doamne ajută.